O italiancă de 62 de ani care a făcut vrăjvudu împotriva presupuselor amante ale soțului ei a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare. O femeie a persecutat două alte femei mai tinere decât ea care voiau să ia soțul. Savina era convinsă că cele două femei voiau să ia soțul, așa că le-a persecutat și a amenințat pe cele două presupuse rivale în dragoste în vârstă de 39 și 41 de ani. În vrăjile sale a folosit chiar și păpuși Vudu. După o a poliției și un proces, tribunalul din capitala Sardiniei a condamnat-o pe femeia de 62 de ani la 18 luni de închisoare pentru că l-a persecutat pe cele două presupuse amante, care au devenit victime ale hărțuirii. În timpul audierilor, tânăra de 39 de ani a declarat că a fost amenințată cu trei păpuși Vudu, dintre care una nu avea picioare, iar alta avea 30 de acei înfipte pe corp. Pe toate păpușile erau prezente inițialele victimelor. Femeile au mai povestit că soția geloasă ar fi aruncat prezervative prin curte, dar și șervețele pe care scrisese diferite insulte. În sala de judecată, femeia de 62 de ani a negat constant orice acuzație, declarându-se nevinovată. Relatează știrile protv.ro.